Ok. Bună, Cristina, ne auzim astăzi. Bună. Să lucrăm pentru micuțul Luca, da? Da. Imediat deschid. Punctele. Da. Planeta de origine a copilului, care are numele în planul, a, copilul are numele în paranteză, Luca, și ce este el în viața actuală. Adică vrea analiză de ADN, dacă cât uman, cât la sută de alt tip. Da, da. Ce grad de conștientizare are? 2. Ce s-a întâmplat la momentul nașterii și în primele 12 luni după nașterea copilului, din toate punctele de vedere și care au cauzat probleme grave de sănătate și disfuncții cu care se luptă astăzi? Neuronale, gastrice, motricitate și genitale, intoleranțe alimentare. 3. Care este cauza agresivității copilului și cum se poate elimina complet și definitiv toate aceste stări neprevăzute de agresivitate și hiperactivitate. 4. Distrugerea contractelor din viețile anterioare și din viața prezentă. Rog să mergeți la momentul în care s-a făcut și cer a se arde, a anula, rescrie sau modifica contractual contractele fără afectarea corpului fizic a copilului. 5. Curățare de implanturi, clone, interferări, rugăciuni, acatiste, masluri, ritualuri, metale grele, substanțe nocive din corpuri, curățare și refacere aură, ADN-ului, a chakrelor, a meridianelor, în toate planurile. Da. În limita timpului. Păi, bineînțeles. Deci asta, deci trebuie să specificăm, scuze-mă că te-am întrerupt. Da. Că ăsta este un proces de durată, deci nu poți să cureți meridianele așa la, cum spun da. Grecii, la piți fitili. Adică, adică imediat. La minut, da. Da. Asta este procesul, asta deci urmează exact cum ai spus, în timp, da? Da. 6. Reîntregirea spirit, suflet, conștiință a copilului. Și asta precizăm că noi nu reîntregim spirit, suflet, conștiință, mergem la momentul înainte de primul contract și aducem sufletul, partea subliminală, o aducem reîntregită, da? Da, ca să scutim discuția asta, nu mai citi punctul ăsta, da. Am mai spus. Da, am mai spus-o și o spun că cei care vor sesiuni de acum încolo să știe, Cristi. Da. Reconectarea la canalul abundenței. 8. Vindecarea, relație afectivă, emoțională, energetică, etc., pe toate planurile, între copil și părinții biologici. 9. Ce se întâmplă cu copilul în viitor? Există vindecare pentru el? Deci aici țin să fac o precizare, da? Da. Viitorul, așa cum știm, din fiecare moment creăm, cu fiecare gând al nostru, o infinitate de linii temporale, da? Da. Deci noi de unde să, pe care linie să ne uităm, să o vedem? Deci putem da. Accesa, de exemplu, una în care vrea partea subliminală da. Să ne ducă, așa, și ulterior partea subliminală să prin liber arbitru să ia alt drum, da? Da, pentru că în fiecare moment schimbă efectiv prin ceea ce gândește, da. Schimbă linia temporală, da? Da. Dacă se va vindeca. Da, deci dacă se va vindeca, deci noi spunem și am spus și o spunem, iarăși precizăm. Noi, prin hipnoză regresivă, ezoterică, nu ne ocupăm de vindecarea bolilor fizice, da? Da. Noi identificăm cauzele problemelor, contractele, da, pe care partea subliminală, deci tot ce acționăm noi, acționăm în planul ezoteric, da? În plan energetic, în planul părții subliminale. Da. Că au fost cazuri, scuză-mă că iar da. Te-am întrebat, că au fost cazuri în care persoane s-au vindecat, asta însemna că ele au conștientizat
cauza ezoterică, au localizat problema și și-au rezolvat-o singure. Noi am depistat, am ajutat partea subliminală să să-și înțeleagă anuleze și să... contracte, să Da. înțeleagă și de aici încolo, deci este lucru cu tine însăți. Da. Dacă tu ca ființă ai încredere în puterea sufletului tău de a vindeca, te vindești cu adevărat. Da. Dacă. Dar în cazul ăsta se poate pune problema așa? Păi asta spunem. Și nu, deci nu ăsta este scopul, da? Deci, adică nu, nu ăsta este scopul. Este, scopul este de depistarea cauzelor, da? Da. Subliminale, cauzele părții sufletești, care duc către aceste dezechilibre, boli și așa. Dar nu în acest scop se țin sesiunile de hipnoză regresivă, de vindecări fizice. Așa, crede-mă că nimic nu mi-aș dori mai mult pe lumea asta decât să putem face o ședință de hipnoză și din această ședință de hipnoză sufletul să înțeleagă tot și să iasă vindecat. Da. Cred că ar fi cel mai minunat lucru. Deci nimic nu m-ar bucura mai mult. Exact. Dar trebuie să expunem realitatea așa cum este. Da, și asta e, da. Că vin rezultate îmbunătățiri fizice, sigur că da, că vin. Dar cum ai spus și tu, vin funcție de cum lucrează partea sufletească cu creierul fizic, da? Conștientizare. Da. Și a părții fizice. Deci protecție pentru copil, rog protecție pentru copil, să fie protejat mereu în toate mediile de unde merge zilnic. Aici ar precizează cu protecția, Cristina. Deci protecția cea mai lungă care se poate face este 24 de ore. Protecția cu lumina interioară cristică, da? Sau cu conectare la sursa mamă divină și aici în rezerve că au început deja comentariile, zic că ne conectăm la nu știu ce. În fiecare cum înțelege și cum simte și cum vede, este aici altă discuție. Dar a proteja, ce se cheamă? Se cheamă vreo entitate? Eu, în primul rând, eu nu chem entități, da? Da. Așa ca să-l protejeze, să-l ajute. Deci ceea ce poate face este să învețe partea subliminală să se protejeze singură cât de cât. Și mama, bineînțeles, dar mama pentru lucrul ăsta, ca să extindă protecția de la ea asupra copilului, trebuie să fie ea însăși un pocal curat, da? Da, deci măcar să fie avut sesiunea de hipnoză ca să se curețe de entități. Da? Da. Ok. Poate pe cale naturală. Deci niciodată eu nu am spus că se poate numai prin hipnoză. Care da, poate da, pe da, cale da. Naturală, singur, așa, timp da. De 5-6 luni, că atâta durează cel puțin, deci la o persoană puternică, să spunem cum am fost eu, da? Da. Așa. Bine, eu am prima parte am curățat singură și apoi am beneficiat de anumite curățări, să spunem, în niciun caz acea parodie nu a fost. Da, da, da. Așa, bun. Ok, și mai avem punctul 10. Dacă partea subliminală a copilului dorește să comunice informații din această sesiune, părții subliminale a părinților biologici sau familiarilor acestora sau altor persoane importante, după caz, pentru partea subliminală, da, pe care... Da. Cu care lucrăm în această sesiune, să o facă în modul adecvat părții lui subliminal. Bine. Da. Să precizez că, dat fiind disperarea mamei care se citește da. Prin rânduri, care nu poate să participe cu noi, neavând posibilitatea da. De a fi Skype, așa, și care ne-a dat acordul, bineînțeles, că altfel n-am fi avut această listă. Da. Este logic, n-am fi avut da. De unde să știm care sunt problemele pe care le are micuțul, așa. Eu o să mă străduiesc și tu, bineînțeles, alături de mine să-i rezolvăm să identificăm cât mai multe. Da, da, da. Da. Dar atât cât putem, ce se poate obține, da? Deci ce se poate obține în mod... Cum să spun, adică să știm că informația este verificată și logică. Da. Deci nu că n-am face de obicei. Dar asta o spun pentru mamă. Da. O spun pentru mamă că este un suflet zbuciumat. Da. O simtem și o vedem cum este. Da. Și transmitem pe această cale putere, răbdare putere, și curaj. Da, da, da. Da. Bine, încep inducția. Da. De la...
De la 10 aș vrea. Bine. Chiar dacă dorm și mor, măi. Da. Ok. 10. Nouă. Opt. Șapte. Șase. Cinci. Doi, unu. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Cristina, cauți partea subliminală a lui Luca. 1, 2, 3. Eleonora, am găsit partea eterică a lui Luca. Deci ne facem protecție specială. Facem o protecție cu lopă din cap până în picioare. Asta am făcut eu în timpul inducției, că am simțit că mă iau o amețeală foarte tare de cap. Așa, da, iar pe mine mă strângea de cap. Deci corpul lui Luca, care se află la această familie, nu are partea subliminală. Are un chip. Este minuscul, este parcă gravat, înțelegi? Da. Care generează un gen de emoții artificiale care ține loc de suflet. Dar, așa, partea lui eterică, care da. Este atașată la acest corp și la acest chip, are un cordon de care este legată o parte subliminală. Deci adevărata parte subliminală a lui Luca s-a e ținută în afara corpului fizic, da? Da, da. Din când în când, să spunem că vizitează, da? Corpul da. Fizic. Dar nu stă aici. Da. Deci acest corp fizic cu partea eterică chinuită, pentru că este atașată la ceva artificial, ar putea foarte bine supraviețui și fără sufletul original care intră, ies în el și ar fi unul dintre acei oameni fără suflet, da? Problema este generată dinainte de viața asta. S-a întâmplat un incident din câte văd. Da. Să știi că mama simțit lucrurile astea. Da. Deci a bănuit. A bănuit că așa a fost. Da. Ceea ce putem face este să vorbim deocamdată cu partea eterică a lui Luca. Da. Atât. Deci blocăm scena aici. Da. Blocăm acea creație, acel suflet. Da. Este el văduros, foarte agresiv. Care? Este sufletul atașat? Da, da, da. Sufletul artificial este legat de patru entități mari. Da. Deci prin această conexiune vin și îl stăpânesc pe rând, îl stăpânesc corpul. Deci sufletul acela care stă legat de corp, care mai vine când și când și citește, este un suflet artificial? Da, este un chip care generează emoții. A, un chip. Da. Asta care stă în corpul fizic. Da, da, emoții și reacții. Da? Și ai mai vorbit de o parte subliminală care stă departe. E un cordon către da. O parte subliminală. Ai o da. Parte subliminală normală, naturală? Da, da, da. Ah, ok. Bine, deci acum vorbim noi de acest chip, care este un suflet artificial, care da. Stă în corpul fizic. Care... Și pe care nu avem de ce să-l curățăm, pentru nu, că nu. Nu are lumină în el, ca să, da. Vrea, ca să se vrea curățat. Da, da. Singurul lucru care îl putem face este să convingem cumva partea subliminală atașată de spirit să coboare în acest corp. Atât. Dar, după cum vezi, nu vrea. Dacă ar vrea, ar sta. Da, da. Ok. Deci vorbim cu partea eterică, cu spiritul da. Lui Luca, da? Număr de la 1 la 3.
iar la trei al meu, lași partea ta eterică să vorbească, da? 1, 2, 3. Partea eterică a Cristinei? Da. Bună. Bună. Sunt Eleonor. Știu. Avem aici, în această sesiune, lucrăm pentru băiețelul Luca, da? Mama ne-a rugat. Are probleme multiple în corpul fizic. Cristina a văzut, partea subliminală a Cristinei a văzut că a descris situația ezoterică. Poți să spui partea ta subliminală. Partea ta subliminală, eu o cunosc pe Cristina. Așa, deci partea ta subliminală a descris situația ezoterică de aici. Și înțeleg că se află, partea eterică a lui Luca se află în această situație, dintr-o viață dinainte, a suferit un accident, s-a întâmplat ceva? Nu. Da. Este vorba de o alegere. Da. Și nu este numai dintr-o viață înainte, din câte citesc, conectându-mă la informația spiritului lui Luca. Da. Așa, deci este vorba de 8 vieți simultane în care el a experimentat în acest mod, da? Deci, practic, partea subliminală originală a lui Luca se află pe stația S mare B mare 11, da? Da. Este o stație unde părțile subliminale care au aderat la viitorul marele singular, da? Deci la da. Transhumanță sunt pregătite. Înainte de această viață, da. Tot la fel a fost. A avut un corp de femeie. Și a dat naștere unui copil fără suflet prin acest mod. Da. Acel copil fără suflet a decedat. Deja a ajuns adult, a murit la 41 de ani. Și mama? Adică partea lui Lucas, partea eterică cu partea subliminală, cât a trăit? Sau mama a decedat la 4, această doamnă? Nu, 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 creatura a decedat creatura. Așa. La 41 de ani, da. Doamna respectivă trăiește încă. Da? Deci un aspect din sufletul lui original al acestui, da. Așa, este acolo. Un aspect, adică 12%, da? S-a încercat ciparea, dar nu s-a putut. Ciparea completă s-a făcut în această ultimă viață, adică cooptarea părții subliminale să lese un chip să citească acest corp, da? I s-a dat acest corp pe această viață spre al și corpul dinainte, deci a fost afectat fizic când era doamnă, era paralizat de la brâu în jos. S-a dat acest corp fizic, din câte citesc informația, din conștiință de data asta, tocmai ca să vadă nimicimea corpului fizic și lipsa lui de putere, înțelegi? Că nu are importanță. Că corpurile fizice în care noi experimentăm sunt slabe și supuse bolilor și efemere. Deci avem un ansamblu de 8 vieți cu 8 corpuri fizice mutilate într-una. Se pare că mai trebuia încă o experiență și această karma era completă și ar fi înțeles. Ar fi înțeles partea subliminală de pe stație, da? Da. Așa consideră ei că și-a terminat experiența. Deci încă o dată mai trebuia să vină. Așa într-un corp. Următorul corp ar fi fost fără brațe și picioare. Deci numai un corp. Așa cum am mai văzut câteodată, știi? Da, da. În care avea atașate ceva ca niște degete la umeri și cam atâta parte de pulpe. De membre, da. Da. Putem, ori pot să
Deci nu știu, să stai de vorbă cu partea eterică din corpul lui Luca? Partea eterică este totuși destul de desprinsă de conștiință și tensionată. Cred că ar trebui să ne întoarcem și să intre partea mea sufletească, să mergem la Luca acolo unde este, la Okay. adevăratul Luca. Ok, facem așa. Atunci, la trei al meu, lași partea sufletească să vorbească, da? Să preia comandă. Da. Trei! Da. Ok, Cristina? Da. Te-ai văzut ce ne-a indicat partea ta eterică? Da. Am zis că să mergem la stație, să vedem, să căutăm partea subliminală. Da, o să mergem pe cordon și o să-l canalizăm. Suntem împinse de o barieră. Da. Deci există o barieră, nu ne lasă să pe trecem. Stație. Da. Atunci o să cerem, spunem de ce am Da. Venit. Da. Așa o să spun cine ne-a trimis. Da. O să spun că cerem să discutăm cu partea subliminală a lui Luca. Spune că ne trebuie aprobări și ce dăm în schimb, auzi? Niște șuturi dăm în schimb, da? Da. De moment ce mama acestui copil, da? Da. A cerut să se execute această sesiune, da. Așa, ar trebui să ne dea măcar să-l întrebăm dacă vrea să lucrăm Da. cu el Da. Pentru el Da. și să-l identificăm, pentru că altfel nici n-am putut. Da. Iar spiritul nu era în măsură să ne dea un răspuns. Da. Bun. Până la urmă vine. Da. Deci se creează un portal oval în care stăm la discuții, ca și cum ar fi o cameră, o aulă. O anticameră. Deci eu cu tine suntem pe o parte, că ești tu aici. Da. A venit fuguța. Da. Așa. Și pe partea cealaltă este Luca și o entitate, ca un înger. Este, cum să spun, parcă băgat într-un sac de chingi și ținut, știi? De ca înger. Și cum, da, i-ar fi frică să nu evadeze de acolo. Bun. Trebuie să cer permisiunea să mă apropii de el, să-l identific. Da, da. Deci are 3% de neuman. Da. Deci această parte subliminală poate să citească un corp cu 3% de ADN uman, să precizăm. Restul? Restul este ceva tulbure, ca un amestec de energie. Parcă este proiecția unui ADN fantomă. Nici măcar nu știu unde este partea originală. În fine, vedem. Da. Deci, îl salutăm. Salutăm da. partea subliminală. Încruntat, ca și cum l-am fi deranjat. Îi spunem că mama corpului fizic pe care el l-a citit cândva, da, și în care se află un chip în locul lui, da, în da. Locul ei, a părții subliminale, da. Ne-a desemnat să ne ocupăm de acest caz, să facem o cercetare și dacă este de acord. Să stea de vorbă cu noi și să ne explice și nouă în da. Proiectul ăsta, în ce constă, în care da. Se află. Da, este de acord. Da? Da. Ok. Păi, cum facem, Cristina? Îl canalizăm? Da. Ce grad de conștiință are, atât mai zi? 8. Variabil. Scade, crește. Depinde cum îl trage ăla de chinci. Ok. Pentru început i-aș propune, scuze, da. Părții subliminale să-și taie chingile, pentru că nu este câine, să fie ținut de lanza. Da. Și spun așa, să se uite în experiențele lui, că sigur are conexiune, că dacă n-ar avea, n-ar sta în situația asta, da? Da. Așa, din câte am văzut, este un sistem de karme nefericite care l-au determinat să ia hotărârea asta. Asta am reușit să văd într-un flash. Da. Atât. Și deci pot fi sigură pe lucrul ăsta și să-l spun, știi? Da. De văzut văd eu mai multe, dar trebuie da. Să le verificăm. Așa, și
Păi este liber să ne dea informații și liber să stea cu noi, să meargă cu noi sau să plece cu acel înger care, cu care a venit însoțit. Este Rafael. Da? Da. Este Rafael și, nu știu, are în spate un sac, parcă ar fi o tolbă. Și o armă, parcă ar fi un harpon în care bagă săgețile, știi? Și întreb de ce îi trebuie arcul săgezic. Se duce la vânătoare, îți vânează vreo căpuroară, ceva. Se uită ori la mine și spun, noi nu mâncăm. Voi mâncați. Știi? Bine. Dar ei ce mănâncă? Ei nu mănâncă, se hrănesc cu lumină. Se hrănesc. Lumină? De unde iau lumină? Din coloană centrală. A, așa spune? Și cu partea subliminală a lui Luca, ce face? De ce o ține de lanț? Pentru că Luca dă lumină în coloana centrală. Da, da, știu. Și el are parte sufletească. Dar este legată mai sus, ca nivel, știi? Undeva mult mai sus. De exemplu, el este o entitate, să-i spunem, de gradul 14. Deci nu are nici grad foarte mare, dar nici foarte mic. Da. Și vreau să-l întreb atât. Este îngerul Rafael original, cel care e așa, da, sau este prototip de înger Rafael? Prelungiri, extensie. Este extensie, așa cum am bănuit. Deci nu este entitatea Rafael în sine, da, ci o extensie a lui, pentru că are 144 de extensii, mi-a și răspuns, înainte de a formula întrebarea. Stai să-mi limitez câmpurile să mai citească informații, că nu-mi place. Da. Așa, le-am închis, deci le-am pus vibrația mai înaltă, da, și nu mai poate să aibă acces. Ea o vibrație înaltă. Merge. Așa, știi, da, nu, nu merge aici cu anumite chestii, știi? Deci aici e conștiință contra conștiință. O secundă dacă ți-e frică când dai nas în nas cu ei, te-au călărit, te-au... Înțelegi? Este altă metodă. Da. Ok. Bun. Da, partea subliminală i-a spus, lasă hățurile de pe mine, exact așa s-a exprimat. Da. A spus, doar știi că nu plec nicăieri. Și a lăsat? Da, i-a dispărut acele, știi, erau ca niște cordoane de piele, împătrate mari, împletite. Ok. Păi, vorbești tu întâi cu partea subliminală, hai să definim un pic situația, să vedem. Da, spune că este de acord să fie canalizat și o să răspundă la întrebări în limita a ceea ce știe. Și eu spun acum părțile subliminale că noi părțile subliminale practic știm tot, da? Dar nu mai știm cum să ne conectăm cu ceea ce știm. Și o întreb dacă știe unde este conștiința lui. Da. Mi-arată un buchet, Eleonora, legat de, ca de un stâlp de energie, înțelegi? Și toate conștiințele acolo sunt ca niște ciuperci din acelea legate de acest stâlp. Și i-am spus că nu este normal ca conștiința lui, deci parte din conștiința universală, conștiința lui trebuie dusă la notat în conștiința universală, în oceanul conștiinței, ca să se încarce cu informații. Nu este normal să fie filtrată prin acel sistem de interferare. Da. Și spune că el a fost de acord pentru că toate conștiințele la unison fac o creație, da? Și pentru că de multe ori conștiințele, bucățile separate au dus la dezastru. Așa că este mai bine să adere conștiințele la așa ceva și împreună să-și dea și simultan să dea și sufletele, să dea energie spre sprijinirea și propulsarea realizării acestei creații. Cine controlează ea să se uite conștiințele astea de acolo? Sunt trebuie trei... să le controleze cineva, da? Da? Sunt trei entități la bază care formează deci un triunghi sacru, așa, așa mi se spune aici. Deci este efectiv un triunghi sacru de lumină, da? Lumina este albă complet, bate spre argintiu, este o lumină rece. Deci este ca o energie de siguranță, ca o alarmă, așa, și pe măsură ce te uiți în sus, știi, la coloană, care capătă o formă de piramidă triunghiulară, da, seamănă cumva cu turnul Eiffel.
chiar are acele bolți Da, jos, da, da. prin care curg râurile de energie de la părțile subliminale, care Da. iau acolo și merg în sus. Se Da. împletesc acele energii și din momentul ce intră acel flux de energie, deci el nu este lăsat să intre mereu. Sunt momente când este împletit și lăsat. Pentru că acele triunghiuri, acele laturi de triunghi se aprind. Așa, și entitățile fac ceva acolo. Deci este o chestie ca și cum ar atinge cu o baghetă magică. Deci văd un baston cu un capăt. Așa, bun. Deci duce în sus. Da. Așa, acolo în sus, ce să spun, cam la trei nivele terestre ar fi, da? Da. Văd deasupra o fața unei entități. Da. Așa, și este o instalație. Seamănă cu chivotul legii. Da. Da, deci are răboși, chestii de aia, osulul, cu niște litere braice, înțelegi? Și ca și cum se laminează tot ceea ce este acolo, se laminează. Se laminează și foi, foi, sunt depozitate undeva. Văd o semilună în Da. void, în univers, o semilună făcută din energia lor, în care este ceva similar conștiinței universale. Dar, bineînțeles, deci o inteligență artificială imensă, ca și cum ar fi sursa noastră, mamă divină, dar artificială, un ocean așa. Deci este aiul lor, inteligența artificială a lor. Da. Acolo sus este păzit de entități tip arhon, da? Deci Da. fără formă sau care capătă un avatar și cordonul de mai sus de la toată această instalație duce la acel plan, știi, unde se duplică în realitățile. Cam asta este o situație. Ok. Văd de asemenea, dacă mai permis, da. Văd așa cum este piramida în sine, da? Sunt 8 nivele de conexiune, da? Ca și cum această piramidă ar fi împărțită într-o polaritate plus-minus, da? Dar nu, totuși nu ca cea artificială, da. Ca cea naturală, nu știu. Este un element care lipsește aici, încă nu pot să-mi dau seama ce. Cert este că sunt 8 niveluri de creație aici, da? Sunt atașate, cum să spun, ca niște suflete artificiale a unor planete artificiale aici. Da. Puzderie, puzderie. Da. Deci este practic o creație întreagă. O creație întreagă la nivel și microscopic și macroscopic. Așa. O copie a universului original. Deci ei ce fac? În creația asta lor artificială corup părți subliminale și le bagă în creația lor, da? Da. Cine e responsabil de Arhitectul este peste tot, a fost. A fost. Da, este. Deci am văzut, dar în secunda 2, deci s-a destrămat în pixel, cum ar fi imaginea lui, de cel, acea față ieșind, știi, dintr-un ecran imens, ca o plasă foarte fină, de culoare silver, argintie, spre bleu era. Deci el și-a abandonat creația, cum ar veni, acest nu, arhitect? Nu, nu, nu. Nu și-a abandonat creația, ci a fost distrus. A fost distrus de către... Da. Adică, practic, s-au distrus limitarea puterii, pentru că nimic nu se distruge complet, da? Da, da. Dacă s-ar fi distrus complet, atunci s-ar fi prăbușit toată creația de sub el. Da, știi? Da. Dar vezi că sunt părți ale
planurilor lui care lucrează singur. Da, lucrează Am singur. spus Ai ca, mai spus asta, da, da. ca un soft care se updatează continuu, da? Da, da, Fără da. să mai aibă nevoie de inginerul proiectant care l-a făcut. Că este cam același lucru. Se propagă într-una. Da. Partea asta subliminală, a înțeles ce am vorbit noi până acum? Ce ai descris? Da. Ce zice? Că este mai comod așa. De ce e mai comod? Spune, a trăit atât de dureros și a avut încarnări atât de dureroase, încât la un moment dat a ajuns să blesteme creația însăși. Și a spus că dacă ar fi fost ceva divin care ne-a creat, ar fi trebuit să nu ne lese să repetăm într-una experiențele și ar fi trebuit să intervină, da? Pentru că i s-a părut atât de strâmbă creația în sine și atât de multă suferință a sufletelor încât a aderat la partea asta. A spus, măcar știu una și bună, că voi fi folosit, voi fi folosit, dar măcar nu te mai chinui, spune. Nu te Da, mai nu. încarci, nu te mai încarci emoțional și spune, uite, eu când am vizitat, așa spune, aceste corpuri, la ultimele 9 încarnări, spune că eu mi-am închis câmpurile emoționale și nu mai sunt capabil să simt mare lucru. Ce în momentul când intervin în acel corp fizic al lui Luca, spune, eu generez emoții și situații care sunt citite de acel chip care se află în locul meu, spune partea sufletească, și astfel ajut la perfecționarea acelui chip. Dar la corpul fizic și nu-l interesează ce se întâmplă cu acel corp fizic? Spune, tu când pui întrebarea, știi câte corpuri fizice ai avut? Doar și că corpul fizic este numai o haină în care noi experimentăm. Și mai mult decât atât, chiar și în viața ai experimentat și ai văzut când pleci din el că devine greoi și rece. Spune, ce este un corp fizic? Un corp fizic este o parte din alcătuirea noastră atunci când venim la reîncarnare, da? Când venim în materie. Deci este o parte componentă a noastră, a structurilor noastre. Ce vezi rău în a vizita numai un corp fizic și a nu intra total în Păi, materie? hai să Spune. ne uităm, hai să ne uităm, nu mai puțin, Cristina, hai să ne uităm să vedem ce emoții, ce suferință există în familia în care acest corp al lui Luca, corp fizic, se găsește. Hai să ia toată de la naștere, Își da? merită karma, așa spune. Cine își merită karma? Părinții. Părinții? Dar Da. karmele astea sunt toate, au fost toate induse, da? Spune, își merită karma pentru că practic este o plată karmică a ceea ce i-au făcut cu vieți în urmă, da? Da, Deci dar nu părinții se erau află. alegeri libere. Acelea, deci dacă au făcut ce au făcut vieții în urmă, părinții și noi toți, nu suntem în creației libere, în vieți libere, da? Toate aceste karme și toate aceste programe au la bază niște contracte pe care fiecare dintre noi, părțile subliminale, am fost păcălite, mai mult sau mai puțin, de a intra de către entități, așa cum se află și partea și această parte subliminală, deși a lui Lucas, da? De aceste entități care ne-au generat aceste karme, aceste suferințe continue. Deci s-a gândit vreodată că acele suferințe pe care le-a trăit această parte subliminală înainte de a adera la această creație artificială, s-a gândit vreodată că nu lucrurile alea erau, deci a fost, deci a căzut în mâinile unor entități de acest tip și de alt tip, de care ori fi fost în programul lui karmatic și că i-au generat acele suferințe. S-a gândit vreodată? Deci nu, pur și simplu nu are răspuns pentru situația asta. Spune că el ți-a zis deja odată că el actualmente, oricât ai vrea tu să acționezi câmpurile emoționale ale lui ca suflet, să discuți de la suflet la suflet, deci el și-a suprimat emoțiile și nu te înțelege emoțional. Nu Mai mă mult decât înțelege. nu, deci nu te înțelege și nu vrea să te perceapă emoțional.
Am Pentru înțeles. că el și-a suprimat acest lucru. Da, el Și și-a suprimat, ia să ne uităm, să mergem în spate să vedem dacă și-a suprimat el acest lucru sau au fost suprimate de către nu, entități. și-a suprimat de comun acord. Este ca și cum corpul lui emoțional este o gelatină care înconjură, da, celelalte, odată cu celelalte corpuri care le are, dar pur și simplu acolo gelatina este statică, ca o plasmă compactă în care nu pătrunde nimic. Exact așa E arată corpul. dezactivat. Da, Marveni, da? Da, este blocat. Da, blocat. Așa. Deci spune și repetă că alegerea este a lui de a face acest lucru, că părinții lui își merită pe deplin karma, da? Pentru că au avut marjă de liber arbitru, chiar și interferați fiind în viețile în care au fost împreună cândva în trecut și totuși n-au ales partea bună, da? Și atunci ei trebuie să se târie prin aceste karme, în acest loc, mai ales că deci pionul principal și stâlpul acestui chin este mama, care le suportă pe toate. Așa, și acum ne proiectează într-un război, îmi arată o scenă dintr-un război antic, este dinainte de Yuga asta, da? Este un război cumplit cu arme cumplite, da? El, mama și tatăl sunt tovarăși acolo. La un moment dat, deci ăsta este unul dintre locurile unde au fost împreună. Împreună. O viață, da? Un flash. Așa. La un moment dat, tatăl trage cu o armă, așa, strigă, deci erau, toți trei erau bărbați. Îi strigă partea subliminală în acel corp să fie atent că nu a fixat bine. Le-a râs, înțelegi, tatăl, și trage și traiectoria, îi topește picioarele mai sus de șold, practic, și o jumătate din bazin. Lui, lui, corpului da. În care era partea subliminală a Da. lui Lucas. Unde avea loc războiul ăsta? Pe ce, unde era în univers? În Indus. În Indus. Indus este o... Valea, da. Indus. Valea Indului. A, pe Terra? Da. Așa. Păi ce arme aveau acolo? Ce tip de armă era aia de tope? Deci cu aceste arme se puteau secționa și desprinde sufletul de spirit și topi oruna. Au fost interzise actualmente. Sunt arme de la Nefilim astea. Deci este practic. Practic, dacă te uiți în planul pământului deasupra, deci are un război cumplit. Sunt Nefilimi înaripați cu aripi negre. Albe, gri, pestri, ce or mai fi, alte culori nu dar sunt. Dar nu în dimensiunea 3 se desfășura. Ba, simultan și în dimensiunea 3, pentru că erau susținătorii. Aha. Înțelegi? Susținătorii, așa, acestor creaturi cu opoziția. Am înțeles, erau două tabere. Da, în opoziție, deci văd tot felul oamenii. De... Oamenii. Ce oameni, că numai oameni nu sunt. Creaturi. Deci sunt și oameni, sunt ceva ca niște maimuți uriașe ca Yeti, văd cerberi, cerberi cu trei deci capete. Era perioada când au fost creațiile alea văd, ciudate. Cai cu corp de caș. Unicorn? De aici de om, nu, unicorn nu sunt. Nu, unicorni este din altă poveste. Deci cai cu, de la piept cu corp de om, da? Da. Cap da. De om. Care le vedem noi prin legendele alea, da? Centauri, da. Centauri. Centauri în sine, să știi, au fost ființe foarte nobile. Deci a fost o civilizație care erau foarte conectați cu natura și cu toate, să știi. Dar pentru că, cum să spun, au accesat bine conștiința și s-au conectat cu natura, au fost terminați. Da. Ăștia alți, de entități. Așa, deci s-a întâmplat asta și i-a anunțat partea subliminală pe a tatălui că n-a fixat bine acolo arma și a tras și i-a topit corpul. Da, văd că sufletul deci este segmentat din această traumă, înțelegi?
Reacția următoare a fost ca tovarășul din mijloc, care este mama actuală, să tragă aici în gât, în chakra gâtului se tragă, știi, ca și cum... Deci, în fine, deasupra erau numai entității, puneau așa. Iar, deci, toate aceste suflete sunt fragmentate. Așa, li se amestec fragmentele între ele, efectiv. Așa, și se face ca un suflet mare, ca un cumul. Văd că este preluat de ei, știi, ca într-o tolbă, tot adună de pe câmpul de luptă. Ei se bace, se bat sus, dar sunt entități care coboară și adună, știi? De la 3,1, 3,2 războiul lor, între 3,4 și 3,9, știi? Deci se desfășoară mai multe dimensiuni, care și cum poate ajunge. Așa. Și văd că sunt târâte și duse într-o chestie ca o mașină de tocat. Uriașă, care seamănă oare de tocat suflet, păr subliminal. O moară ar putea să fie. Da. Deci acolo sunt fragmente, dar care sunt mai bine bazate pe ele, să spun, se alipesc, care nu se destramă. Ei, sufletul lui Luca este unul dintre acele suflete care... Compozite. Nu. Da. Tocmai. Este tocmai, suflet. Din celelalte, care s-a adunat. Da, care s-a adunat, da. În schimb, părinții lui sunt bucăți. Așa. Sunt compozite. Okay. Dar, Cristina, hai să ne arate Luca, că ne-a arătat asta până acum, partea subliminală, da? A lui Luca. Dacă ne mai arată ceva. Ne mai arată, deci, numai departe din războiul din 1940. Da. Când toți au avut vieți simultan, da? De data asta, doi bărbați și o femeie. Deci, maică să este femeie, nu știu, e luptătoare acolo. O văd în tranșee, da? Este undeva între Ungaria și Polonia. Așa este un... Și tot așa, deci, iarăși mama, de data asta, deci nu-și salvează tovarășul. Îl lasă să moară în tranșee, da? Iar tatăl își aprinde o țigară și este localizat și schija nimerește corpul lui Luca de atunci. Înțelegi? Și îl parte în bucăți. Așa. Într-un moment de nebunie, tatăl îi retează mamei beregata, cum ar veni, în această scenă, da? Și mai omoară încă doi tovarăși și le-a... Entitățile fac asta, bineînțeles. Pe asta vreau să vadă partea subliminală a lui Lucas deasupra acestor scene pe care el ni le arată, să vadă ce se întâmplă, să vadă entitățile care dau comandă acestor părți subliminale și corpuri fizice să facă așa, să procedeze așa. Asta vreau eu să vadă. Spune, tu nu înțelegi, spune, de ce să facă asta pe dos când o poate face pe față, da? Deci de ce să vină entitatea pe dos, știi, prin așa și tu să fii filtrat și blocat acolo în corpul fizic și să nu facă pe față? Spune, tu nu înțelegi că nu avem scăpare, că lumea asta este închisă și că într-o zi, mai devreme sau mai târziu, spune, toți vor adera la asta și se vor trezi în situația asta, măcar să o facă cu 5 minute mai devreme, spune. În momentul când voi veți fi unități, așa, într-un... program de calculator, spune, eu voi fi peste aceste unități și le voi dirija, spune. Dar noi, uite, noi îi spunem, acestei părți subliminale, că eu și cred că și tu, noi nu vom ajunge acolo. Pentru că noi avem altă conduită, înțelegem altfel și vrem să înțelegem că lucrurile, să vrem să credem în creația naturală originară, da? Și noi credem că părțile subliminale, atunci când conștientizează și vor cu tot din adinsul, pot ieși din acest matrix, din această creație artificială. Da? Noi sperăm că o să ieșim. Și cât mai repede. Semnul tot într-o lumină galbenă este energia lui proprie. Deci este din antiunivers, de la creator. Așa și spune că este ca și cum ar fi căpătat o siluetă umană, se întoarce cu spatele cu fundul la noi și nu vrea să mai răspund. Spune, poate că într-o zi, după câte mi-ați expus, voi vrea să merg mai departe. Spune, dar discuția mea cu voi se încheie acum și aici. Cine îi spune să facă asta? Acestei părți subliminale. Cine îi spune, îi dă comandă să vorbească așa acum, să acționeze așa? El.
partea subliminală în sine, spune Leon. Deci nu este răspunsul dictat de Nefilim, nu este răspunsul, este răspunsul părții subliminale care spune că vrea să se oprească aici și nu vrea să meargă mai departe. Dar e păcat că, uite, totuși are un gând că mai târziu, când o să-și dea seama, poate să întoarce la creația originară, da? La sursă. Are un gând. Spune, nu știu ce va fi. Spune, cert este că eu acest corp pe care l-am, ca și corp, nu vreau să merg în el, să trăiesc experiența asta. Spune, poate că îl voi ajuta mai des, poate că îl va energiza mai des, dar ca să stea în acel corp în condițiile în care este al nu știu câtelea corp. A spus de unde, da? Da, da. Așa se chinuie în astfel de corpuri, spune nu. Spune, este ca și cum te-ar scoate pe tine din corpul tău acum și te-ar pune într-un corp așa cu probleme. Ție ți-ar conveni? Dar de ce a acceptat la început să vină într-un astfel de corp și să lase acel suflet artificial să citească și să el să vină să dea energie acelui chip și așa mai departe. De ce a acceptat? Deci nu vrea corpuri de astea, nu vrea așa să mai vină în creația asta de pe Terra, în corpuri fizice, atunci nu mai acceptă. Spune că nu ești în măsură să-i pui tu întrebări de ce. A fost alegerea lui și basta. Ok, Cristina, ce avem de făcut mai departe? Evaluează situația. Să chemăm partea subliminală a mamei. Da. Deci închidem portalul cu Luca. Da, da. Așa închidem portalul cu corpul fizic și cu spiritul și cu chipul artificial. Chemăm partea subliminală a mamei și a tatălui, nu pot fără acceptul mamei. Da, da. Așa, și o să vorbim cu partea subliminală a mamei. Deci, în primul rând, o chemăm în fața noastră pe Daniela, da? A venit. Îi transmitem toată informația din această sesiune. Da. Îi transmit și informații din alte sesiuni. Și o las un pic să stai un pic să citesc ADN-ul. Proiecția ADN-ului, da? Da. Stai un pic să citesc și informația. Da, este. O întreb dacă dorește să transmit. Da, să lucrăm, să transmit toată informația. Spune că da. A perceput informația. Care am dat-o, este foarte îndurerată. Îi spun să adune din corpul emoțional toate emoțiile, să se elibereze de ele. Și să-și taie legătură cu toate entitățile care o chinuie prin acel corp care l-a adus pe lume. Cele patru entități sunt două pe tată, două pe mamă, da? Pe mama sunt și fedeleuri. S-a legat prin... Asta a fost speranța ei, că dacă face acatiste și așa, se va îndrepta. Da, până cunoaștem, până am cunoscut, toată lumea ne-am legat, că asta era la îndemână, cel mai cunoscut, cel mai împrăștiat mod. Da, ce s-a cel mai vechi de interferare, de fapt. Da. I-am spus să-și taie cordoanele cu aceste entități. A făcut-o, parcă se refacă la loc. Spun, taie și fă o sutură să nu se mai poate. Izolează cu energia de acolo până vedem ce vom face. A părut ca o fetiță, ca o fetiță plânsă pe față, știi? Ca o fetiță de vreo 9 ani, tare plânsă pe față și necăjită, știi? Și spun încă o dată, adună-ți toate emoțiile și toate rezidurile din corpul emoțional. Și întreb dacă a perceput informația care este până acum în sesiune. Și spune că da. Și spune că pe ea nu părăsește speranța, că totuși acel suflet, da, care odată s-a lipit, deci a fost cândva și în pântecul ei, da? Deci cândva a citit corpul fizic, spune că este imposibil, mai ales că a avut atâtea karme, să se,
să nu se întoarcă spre lumină și ea, ea are speranța că, că se va rezolva într-un fel. Spune numai să-i dăm timp acelui suflet pentru că este foarte traumatizat. Să-i dăm timp să înțeleagă, spune. Acum să-l lăsăm în pace și să-i dăm timp să înțeleagă. Bun. Îți spun orice contract ar fi avut cu aceste două entități, care, deci Fedele și Draco are, da? Da. Așa îi spun să ceară acum pe loc, din orice tip, timp, spațiu sau loc, contractele cu aceste două entități. Le-a cerut. Văd că sunt foarte docile, pentru că sunt atașate la ceva care nu aparține acestei lumi. Înțelegi? Deci de asta sunt docile, am înțeles. Bun. Iată contractele, le-au dat amândouă. I-am spus verifică-le. Le-a verificat artele. Arde-ți contractele. Curăță-ți iar programele, autoprogramele, tot ceea ce poți curăța acum. Facem o curățare rapidă, cam eu un plan. Da. Așa, bun. Da, a început să se aurească. Și pare, nu mai pare plânsă și pare mai matură. Are de 17 ani, o domnișoară acum. Formă unei domnișoare cu părul castaniu și cu nelipsita panglicuță albastră. Este așa de frumoasă acum, este luminoasă. Și știi cum o simt, parcă este împăcată cu soarta ei. Adică nu mai simt cu jumătate cum o simțeam, știi, la începutul. Că cumva a înțeles foarte multe lucruri și foarte multe chestii care, piese de puzzle s-au potrivit la locul lor. Bun. Îi spun, uite ce corp emoțional bine dezvoltat ai tu, ce frumos este și este intens. Și spune că da. Spun ca mamă care ai purtat în pântec odată sămânța acestei ființe pe care ai născut-o, ai avut acces la câmpurile emoționale ale sufletului original, care a citit odată acest corpul corp. Lui Lucas. Da. Și zic, de la mine, prin tine, transmite-i toată informația din toate sesiuni, toată informația pe care o deține. Transmite pentru că undeva, chiar dacă el este închis, este ca și cum bate la poartă, dar într-o zi se deschide. Da. Eu știu asta, că într-o zi îl va lovi informația. Și spune da. Spun, setează, se transmiți intermitent lucrurile astea. Și spune, eu n-am să... N-am să mai pot privi la fel corpul fiului meu. Și spun, știi ceva? Zic, tot ceea ce este țesut și carne, zic, în burta ta au crescut. Da. Zic, într-un fel sau altul, acest deci, copil este și creația ta, da? Da, da. Și spun, când te conectezi cu iubire la el, să te conectezi, să-i trimiți iubirea acelei părți care stă acolo închisă, sus și nu mai știe de el. Da. Și să-și anuleze acum, dacă poate, toată karma nebenefică cu tatăl copilului, cu cel cu care a născut copilul. Da, soț. Sau cine este? Dar nici tatăl, dar nici n-a ajutat-o, nici n-a... Am înțeles. Deci în momentul când băiețelul s-a născut cu probleme, a părăsit-o. Uite, și s-a chinuit singură. Am înțeles. Spun, orice ai fi făcut într-o altă viață, era un program karmatic. Spune, acum înțeleg asta. Și zic, ai putea să mă duci în locul unde a început karma voastră? La ei trei. Sau? Nu. Sot cu tatăl copilului? Da. Pentru că acolo avem închis.
acces DNN. Ah, da? Că acolo Da. ar fi trebuit să mergem, A, unde acolo erau întregi. Dar avem o parte subliminală care se opune Da. aceste investigații. Deci nu putem trece. Mm-hmm. Bun. Aș dori partea eterică să se împletească cu partea eterică care păzește corpul micuțului, practic. Să o îmbrățișeze, să-i trimită lumină, dragoste și informație. Da. De asemenea, din informația pe care a adunat-o. Așa. Vreau să spun că a ieșit un gen de entitate. Da? Deci, da, ca un horus, ca o pasăre cu Deci ciocul partea ăsta. eterică a lui Luca era contaminată? Era contaminată, am văzut că era contaminată, dar nu puteam să-i atrag atenția mai mult decât atât. M-am Da. făcut că nu văd entitatea, Da. pentru Da. Că ar fi reacționat ca atare și nu mai căpăta niște informațiile să ajungem la pe Da, stație, da. la sufletul Da, lui da, Luca, da, știi? da, Ei, câteodată trebuie să o mai faci și pe da. Da, să ai nezvârșit. tactică, Da, da. da, așa. Bun, a ieșit pentru că eu știam că îmbrățișându-o și dându-i energia asta minunată, pasărea aceea va zbura de acolo. Acum partea eterică a mamei se transmite părții eterice a lui Luca, se transmite informația părții sufletești a lui Luca. Da. Așa. Și om trăie și om vedea. Mm-hmm. Bun, ea o să meargă unde a început karma cu soțul ei, da? Da. Și o să taie toate acele legături nebenefice și cele de pe viața asta, să-și anuleze toate programele nebenefice de pe viața asta și să-și aranjeze un pic structurile. Să se uite la ea aici unde este, cât de puternice suntem ca părți subliminale. Și să se uite pe linia temporală cam câte a trecut și uite, a ieșit cu victorie. Și să fie recunoscătoare a Universului că a avut putere de conștientizare de practic un 60%, ea înțelese situația. Sunt sigură. Să-și taie karma negativă și cu mama ei, care a limitat-o tot timpul. Și a judecat-o, o judecă încă și în loc să-i fie un sprijin, este o mai rău un îi suport. Face. Da. Să înconjure relația cu mama ei cu iubire. Să o înțeleagă. Are nevoie. Da. Are nevoie să se uite înăuntrul ei și să-și vadă adevărata putere, să răzbească și să nu înceteze să lupte. Pentru că nu este un caz pierdut. Și eu știu asta. Trebuie să accepte cu seninătate. Știu că pare absurd ceea ce spun sau curând, că dacă partea subliminală nu va citi și va ajuta acest corp, așa va fi în continuare. Da, da. Inclusiv vârsta și data morții, o văd, dar nu pot să dau acest. Da, da. Și nici nu, este, pot să spun, este un program. Da. Asta pentru că aici este ceva artificial, da? Da, da. Și dacă... A, și el se derulează acest program, da, așa cum a fost da, inițiat. Da. Și dacă partea subliminală intervine, acest program se dezactivează. Capătă alte părinți. Da. Bun, da. Atât am putut face. Da. Așa. Cristina, păi atunci suntem cu partea subliminală a mamei. Hai să facă curățirea locației, măcar, nu? Da. Să închidă toate acele portaluri. Să izoleze pe micuț de entitățile tatălui, măcar da. Să rupă cordoanele cu entitățile tatălui. Așa, să facă un gen de cod de acces în sfera lor, știi? Unde să nu mai se poată conecta, știi? Tatăl, zici. Da, da. Îl îmbrățișeam și nu simțeam căldură acolo. Da.
Știam că a venit ca o pedeapsă. Și am spus să anuleze ceea ce a spus. Orice experiență pe care o trecem nu este o pedeapsă. Este un context, știu că mi se pare absurd, poate, dar la un anume nivel este un context din care noi avem... Putem învățăm, învățăm ceva, nu? Sigur că da. Ca și în viața de toate zilele, Cristina. Da. Da, în viața fizică. Facem lucruri, învățăm noțiuni, experiențe în tinerețe, multe greșeli, care, na, greșim cu toții, și așa mai departe. Și zicem, după aceea stăm după niște ani, zeci de ani, și ne gândim, dar la ce mi-a folosit? Că am pierdut atâția ani nu știu unde, atâția ani nu știu ce, făcând, și constați că la un moment dat, fiecare sau o mare parte din lucrurile pe care le-am făcut cu mulți ani înainte în tinerețe, ne sunt de folos la un moment dat, da? După zeci de ani, după ani. Da. Ne-a folosit. Dar ne-au folosit, dar tu știi că dacă nu eram filtrați, puteam să citim asta fără să știu. Trecem Deci, prin dar, experiență. Da, știu, dar noi trecem și constatăm anumite lucruri, deci tot trecând, așa, știi, constatăm Asta, după... Asta vreau să subliniez. Că nu este necesar să trăim fiecare experiență, da? Hai să nu mai facem pe, nu știu ce, cum spun anumite tendințe spirituale. Că vai, că trebuia să treci prin experiența durerii. Eu spun nu. Puteam foarte bine să citesc. Da, în conștiința universală, unde suflete ca mine sau eu însămi, da, acum 240 de ani, dau un exemplu, am trăit printr-o situație de durere similară. Da, și da. dacă nu eram filtrată ca suflet, da, Da. așa și oprită ca să mă conectez cu conștiința, Da. deci să înțeleg, practic, nu te deconectează nimeni, dar Da. înțelegi eronat, nu Da, înțelegi da, cu da. trebuie. Așa, ea practic este Filtrează. acolo, filtrează, da. Deci nu ar fi trebuit să o mai repet. Nu ar fi trebuit, Pentru dar că dacă noi nu putem citi, ce asta să este. facem? Da. Asta. Că asta ne-au făcut și ne fac entitățile, da? Da. Ok. Cristina, curăță casa, partea curăța subliminală, a curățat-o. Acum să o lăsăm să meargă în corp, da? Da. Și să ne curățăm. Cu mesajul că da. Eu cred că se aprind lumina acolo. Am înțeles? Deci, în trebuie... partea subliminală a lui Luca. Da, zici. Eu în câmpuri, În câmpuri, da. Abia pătrunde un dram de informație. Eu spun să lăsăm o perioadă așa, Da. lucrurile cum sunt, să vedem cum evoluează. Și să știe mama să înțeleagă că peste voința părții subliminale originare, Da, nu se trece. Care ar fi trebuit să se afle în acest corp, nu se trece. Și ca să curățăm un corp conectat la o unitate artificială de entități, este egal cu zero. Da. Pentru că în secunda 2, neavând parte subliminală care respinge aceste conexiuni, da, Da, se recrează. recrează și vor face, deci practic mama trebuie să se protejeze și față de fiul. Deci trebuie să-și taie toate cordoanele acum cu Da. fiul, de orice gen, Da. inclusiv cel ombilical informațional, cum ar Da. fi, așa, și să nu mai primească informații de la acel fiu, da? Da. Așa, pentru că informația este eronată, invadează câmpurile și iar produce ce produce. În momentul când fiul se va manifesta violent, nu discuți cu partea lui subliminală, pentru că nu, deocamdată nu ai cu ce. Da. Spui atâtea entităților, vă știu, v-am notat, vă faceți de cap aici în corpul fizic al fiului meu, liniștiți-vă pentru că vă trimit în vacuumul galactic. Sau liniștiți-vă că vă trimit la curățare. Ce-i vine ei, eu nu învăț Da, exact acolo. da. Deci să se adreseze entităților. Deci să-și privească fiul în ochi în acele clipe și să spună, da. Vă știu, încetați, acum. Da. Cu hotărâre și fără frică. Uh-huh. Pentru că vin pe rând. Uh-huh. E ca un portal. Da. Acel chip este ca un portal. Da. Este fixat în practic acolo unde ar fi trebuit să aibă chakra inimii. Uh-huh. Apropo, are niște turbioane de energie
ca electrică în loc de ceacre, acest foc. Înțelegi? Undeva în fundal, să spunem, la adâncimea de o palmă verticală, se află ceva ca niște ceacre micuți originale. Da, pe care care probabil l-au a citit dezactivat. Sufletul original. Da. 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 Ok, să merg în corp, partea subliminală a mamei. Este prima dată când dăm de așa ceva. Da. Mă așteptam, să știi. Nu că mă așteptam, știu Musa, că dar da, la sesiunea asta, dar mă așteptam să, într-o zi, să fie să și asta. găsim, să găsim și așa Da. Ceva. S-a mers, mama? Da. Hai să ne curățăm și noi, Cristina. Am mai văzut odată undeva. Da? Crede-mă că n-am putut să-i spun mamei. Deci n-am făcut ședință cu fiul, dar n-am putut să-i spun mamei, da? Da. Deci, cum să spun, a durat luni de zile. Când pur și simplu m-am chinuit pe mine să anulez și nu știam cum pot să-i spun unei mame așa Da. ceva. Și cât este de greu? Da, știu. Și cât de greu e pentru mamă. Sau... Deci nu știu. Fac și eu ca la mai bine sesiunea asta. Mai avea loc. Da. Și totuși am ajutat cumva mama și eu cred, deci aici nu este eliminatul complet. Cum să spun? Există la celălalt caz care l-am găsit, n-avea deloc nici măcar conexiunea asta. Pur și Da. simplu era, deci mama avea parte subliminală, dar tatăl avea parte subliminală, iar copilul drept pedeapsă venise în familia aia, Da, să care nu ele, avea. care nu avea deloc. N-am putut. Deloc. N-am putut să-i spun, pe când aici este... Este parte subliminală prinsă undeva. Da, și parte eterică. Și parte eterică. Celălalt nici parte eterică nu avea. Când l-am văzut în sesiune, Păi am și cum gândit. funcționa, Cristina, atunci corpul ăla? Cu chip Fără parte. eleonora, Cu cu chip chip. atât? Da. Fără Dar și fără parte eterică și fără ce nimic? trebuie mai mult? Dar oamenii ăștia care zgoi cum funcționează? Da. Au parte eterică? Nu au. Da, când crezut că au pe o parte eterică, nu aveau o parte subliminală. Nu, nu avea nimic ăla. Am înțeles. Bine. Hai să ne curățăm, da? A dușmanul se uită la mine. Urâtule! Cine? Din programul ăla. Ah, din programul. Da. Ăla de acolo după blochează. Stație? Da. Îmi blochează. Gata. Ok, Cristina, te pregătești să intri. Da. Încep să număr. 1. Te deconectezi de tot și toate. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. 5. Deschide ochii, Cristina, opresc înregistrarea.